Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să ne liniștim un pic în trafic, să reducem viteza și să vorbim despre ceva care ar trebui să ne preocupe mai mult și mai ales autoritățile, nu doar pe noi. Am văzut o statistică publicată de G4 Media. Grecia, prieten, este singura țară din Uniunea Europeană care a reușit reducerea numărului de accidente rutiere mortale cu un procentaj mai mare de 50% în 2020. 50%. O țară pe care o cunoaștem adesea, pe care o cunoaștem că ajungem des acolo, șofând, conducând, cine ar fi crezut? Tocmai Grecia. Asta în timp ce România rămâne pe primul loc în Europa ca mortalitate pe șosele. Deci noi rămânem, la noi nu e un accident, la noi e o confirmare și o reconfirmare. An de an suntem cei mai fraieri, cei mai triști, cei mai nenorociți pe șosele. Nu știu ce au făcut grecii, o să ne spui tu imediat. Dacă observații așa din puținele drumuri în Grecia pe care le-am făcut în ultimii ani, am observat că de la an la an e tot mai multă poliție pe stradă. Băi, nu, eu am văzut deloc. Nu, eu i-am văzut. Și aplică amenzi. Folosesc radarele foarte mult. Și că te intrai din Bulgaria, unde te țineau polițiștii cât de cât mai molcom, intrai în Grecia și te duceai, că aveai și unde, găseai autostrăzi și lucruri de genul ăsta. E foarte curios ce îmi spui. Da, eu am găsit foarte multe radare și a trebuit să mă mențin în viteza aia fără niciun exces. Tare. Eu n-am văzut poliție în Grecia practic deloc, cel puțin în zonele turistice niciodată. În Atena am șofat foarte mult. Se circulă greu în Atena, dar foarte rar am văzut poliție. Nu mi-aduc aminte. În schimb, am văzut că de la an la an în Grecia se circulă din ce în ce mai civilizat. Da, și au camere, foarte multe camere. Ah, ok. Nu le-am văzut, au mașini mai vechi, nu sunt mașini puternice, mici, și circulă civilizat, adică singurii care mai făceau crețuri și fițe pe acolo prin trafic, încă o dată, în zonele turistice, românii, mașini mari, puternice, știi? Hai, bă, dacă am mașină să-i dau în ea, și din când în când bulgarii. Asta am văzut. În rest, grecii merg cu minte, nu mi s-a părut că depășesc, nici n-ar prea avea cu ce. Au transformat drumurile expres în autostrăzi, din ce am văzut. Da. Deci, cum au reușit? G4 Media scrie despre subiectul ăsta. Citez, îmbunătățirea rețelei rutiere. Da, au făcut autostrăzi. Da. Dar, în rest, drumurile mi se par la fel și nu mi se par excepționale. De la granița cu Bulgaria, acolo era un drum expres, care avea două benzi, era o mizerie cu gropi, trebuia să știi ce și cum. Acum e autostradă. Toată bucata aia te duci până în Salonic fără oprire. Așa este. Este bună autostrada aia și nici măcar nu e foarte circulată, cel puțin când am ajuns eu. Dar și noi avem bucăți mari de autostradă pe care se circulă. E mai riscant pe autostradă, după părerea mea, decât pe drumuri. Decât pe drumurile naționale. Când înveți să circul pe autostradă... Asta e, când învățăm. Bun. Ce au mai făcut? Consolidarea siguranței rutiere, nu știu ce înseamnă. Sistemele de asistență a șoferului la mașinile moderne. Asta nu ține de greci, să fim serioși. Și creșterea nivelului de cultură a condusului, a șofatului. A dus la scăderea numărului accidentelor rutiere mortale, arată Banking News, citată de Rador. Asta aici am subliniat, creșterea nivelului de cultură a condusului. Da, potrivit datelor Asociației Producătorilor Europeni, bla bla, nu știu ce, în Grecia, în 2020, au fost înregistrate 54 de morți la milionul de locuitori din accidente de circulație, adică au scăzut cu mai mult de jumătate față de 2010. Adică într-un deceniu au scăzut cu 54%. La nivel european, Suedia, din nou, a avut cele mai sigure drumuri pentru cetățeni în 2020, cu 20 de decese din accidente rutiere la milion de locuitori, și la polul opus, România, cea mai proastă performanță din Europa, cei mai mulți morți, 85 de morți la milionul de locuitori pe șosele. 85 față de 20 în Suedia. Se raportează la milion pentru că țările sunt diferite. Se raportează la numărul de locuitori pentru că țările sunt diferite ca populație, ca mărimea populației, evident. Și ăsta este criteriul. După noi, Letonia, 73 de decese și Bulgaria. Letonia? Da, mă. N-aș fi crezut. Și Bulgaria cu 67 de decese la milionul de locuitori. Să vorbim despre asta, nu? Ce credeți că ar trebui făcut și la noi, în România noastră, ca să scadă numărul accidentelor rutiere cu victime? Și poate dacă sunteți pe recepție cumva în alte țări decât România, ne sunați și ne spuneți... Cum e acolo? Adică, în comparație cu România, de ce acolo este mai sigur? Că, practic, în
orice țară te duci din Uniunea Europeană, este mai sigur să șofezi pe drumuri, de pe drumurile respective, decât în țara noastră. Și vorba aia, uite, în Germania se circulă foarte tare, foarte, pe auto, sunt bucăți de autostradă unde trebuie să știi să conduci, că altfel n-ai ce căuta. 0372069599. Ce credeți că ar trebui făcut și în țara noastră ca să nu se mai moară atât de des pe șosele cum se întâmplă la noi? 85 de decese la milioane de locuitori. Uite, Grecia au reușit. Da, și sunt mulți oameni aici care contestă acest studiu. Spun că în 2020 era pandemie, se circula mai puțin. E relevant că la milionul de locuitori au fost 85 de decese în România față de 50 în Grecia. Da, adică datele sunt... cât s-a circulat, statistica e relevantă. Datele sunt astea, din 2020, dar nu vă îndoiți că suntem în continuare în topul mortalității. Chiar nu vă îndoiți, acolo suntem de ani de zile, nu pare să se schimbe nimic. Dacă nu conștientizăm fiecare că putem să ne omorâm unii pe ceilalți, doar pentru că mi se pare că nu e vreun risc așa să conduci bezmetic, dacă nu înțelegem legile elementare ale fizicii, inerție, ce înseamnă să croșetezi în trafic 120-130 pe oră, atunci, na. Nu vreau să crezi că spun că înțeleg, dar mă gândesc că intervine și frustrarea câteodată, știi, când toate drumurile astea sunt vai de ele, e aglomerat, abia circulăm pe ele, când prinzi o bucată mai liberă, e tentația, dar te, știi cum, te duci. Și bă, atunci... e aglomerat în multe locuri. Așa este. Este frustrare la volan aici în multe locuri. Sunt niște blocaje de trafic, poți să intri în blocaje de trafic de ore întregi, oriunde în Europa, din când în când. Și sigur, cred că trebuie aplicate legile în primul rând și trebuie năsprite și trebuie scoși din trafic cei care sunt periculoși. Hai să vorbim cu Adi, care ne-a sunat. Bună dimineața! Bună dimineața, Adi! Bună dimineața! Care-i părerea ta? Cum crezi că se poate rezolva? În primul rând, mi-aș dori să nu mai găsim scuze, că infrastructură, că nu știu ce, și într-adevăr, să aplicăm legea, să o aplicăm foarte dur. Eu vă dau de exemplu Angliei, unde am mai voinărit. Acolo pentru abatere, de exemplu, două abateri, un cauciuc sub nivelul minim și o centură, iei 5 ani. Suspendarea permisului, 5 ani. Poftim. Și pentru abateri gen droguri sau așa, îți pierzi permisul pentru totdeauna. Deci nu mai există nicio posibilitate ca să mai conduci vreodată. Cu asta de acord, una practic îți pierzi mâini, mințile dacă ești pe droguri. Da. Păi la mână am pățit o singură dată când conduceam cu cineva. Se circulă pe autostradă, se păstrează distanța, totul este practic la orele de vârf blocat, nu prea poți să croșetezi, dar am pățit o singură dată să croșeteze cineva. Da. Nu cred că a durat 2 sau 3 minute, a țâșnit o mașină de poliție dintr-un refugiu și în maxim 5 minute de la eveniment tipul era deja pe dreapta, deci nu se discută, se aplică foarte dur. Da. Ceea ce mă deranjează foarte mult este că autoritățile care am impresia că sunt guvernate de grupuri infracționale nu fac decât să slăbească autoritatea poliției și autorităților în general. Foarte bună observație. Să știți că multe din sancțiuni se pot aplica absolut automat pentru disciplinare. Adică camere fixe în trafic și obligarea șoferilor să aibă cont bancar și un card asociat permisului de conducere, de exemplu, amenzile se pot da automat. Se întâmplă în țări, în anumite țări, lucrul ăsta. Ai depășit, ai încălcat, ai nu știu ce. Conectezi din aplicație la telefon. Dar ți-a banii automat, de pe card. Nici n-ai ce să... Deci dacă n-ai bani pe card? Da, e și asta o întrebare. Adrian, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Sunt în asentimentul tizului meu care a fost înainte. Cred că ar trebui să ne oprim din a mai găsi scuze. Nu avem autostrăzi, nu avem infrastructură. Străbat țara asta din prisma serviciului și constat că mă duc de la Brașov, de exemplu, până la Arad și pe drum nu întâlnesc niciun echipaj de poliție care, de exemplu, pe ceață să-i tragă pe dreapta pe cei fără lumini aprinse. Da. Da, asta adică, cu pe ceață fără lumini sau noaptea fără lumini mi se pare exact, ceva. Exact, găsești sau cu avare, dar nu găsești un echipaj în 4-500 de kilometri. Oare câte echipaje găsim în 500 de kilometri în Grecia, cum spuse Sărăți? Cineva care să-și facă treaba acolo. Nu vezi nicăieri poliție. Traversezi orașul și constați că dimineața la 8, când traficul e infernal, sunt 20 de agenți care dirigează intersecțiile cu probleme din Brașov, la 8:20 nu mai e niciunul în trafic. Toată lumea merge cum dorește, dar nu avem autostrăzi. Nu, nu respectăm regulile, aia e. Mulțumesc foarte mult. Dar chiar în București ori mai fi polițiști pe stradă în intersecții, că am noi mai venim prea devreme și poate de-aia nu sunt. Când trece vreo coloană oficială. Aia am remarcat, dar nu, coloană e nenorocire. Bun, e important și ghidajul în intersecții cu polițiști.
Dar nu asta, adică sunt segmente de drum unde se întâmplă mereu nenorocire. Acolo aș vrea să văd polițiști. Și poliție, cum spunea ascultătorul nostru, proactivă. Băi, dacă stai pe marginea drumului și îl vezi pe unul că face drăcii chiar în fața ta, du-te după el. Adică fă ceva. O, stai, a mai trecut unul. Hai, ce mai facem? Ia mai dă-i pe Facebook. Ștefan, bună dimineața. Ștefan? Sunt în Germania și salut. Am văzut aici câteva chestii pe care ei le fac și, de la care, și pe care noi le-am putea face la fel în România. De exemplu, în clasa a patra, copiii primesc, câștigă permisul de conducere a bicicletei. Îi dau examen cu poliția, fac cursul cu poliția, fac un traseu, ce fac un poligon. Și dau examen exact cum dau noi pentru permisul de conducere. A doua chestie, sunt foarte multe mașini civile în trafic de poliție. Nu știi cine te oprește, nu știi pe cine în jur, nu știi cum îi arăți, știu ce semne. A treia chestie, când am venit aici, ca toți tarzanii care se trezesc prima oară prin zest, am luat 3-4 amenzi de circulație, m-am liniștit. Da, iată, bun. Altă chestie, 2 ani de zile după primirea, după câștigarea permisului de conducere, ai o perioadă de probă în care nu ai voie să faci anumite chestii. Uh-huh. La cea mai la nepăsarea distanței față de mașina din față, ți-ai pierdut permisul, intri iar în perioada de probă. Asta înseamnă asigurări mai mari, înseamnă pierderea mai ușoară a permisului de conducere. Deci nu ai voie să calci aceste reguli, 4, 5, 6 reguli, băutură, distanță, viteză și încă vreo două. Uh-huh. Deci sunt chestii pe care le putem face și noi. Dacă sigur eu, ca un simplu șofer, știu chestiile astea, credeți că politicienii noștri nu le știu sau nu vor să le știe? Asta este lucrul cu care mi-ai luat concluzia, despre care voiam să vorbesc la final. Toate lucrurile astea sunt cunoscute, se știe, sunt modele aplicate de alte țări, avem o legislație asemănătoare, că de asta suntem în Uniunea Europeană, uh-huh, știm cum fac alții, știm ce ar trebui să aplicăm noi, de ce nu se întâmplă? Adică nu e atât de greu, nu trebuie să inventăm roata. Trebuie să ne uităm, băi, cum le-a mers altora? Hai să facem și noi la fel. Că dacă a mers la alții, într-un caz 2, 3, 10, cu siguranță merge și aici. Liviu, bună dimineața! Bună dimineața, Liviu! Salut! Neața și... Salut, salut! Vă salut și vă respect pentru ceea ce discutați și ceea ce faceți. Eu stau în Anglia de 20 de ani și vreau să punctez mai mult. În primul rând, când se vrea, ar trebui făcut un proiect de care să ne ținem și cu siguranță se va ajunge la ceea ce se dorește. Asta înseamnă profesionalism. Doi, acolo, cum au reușit ei foarte mult să scadă viteza și englezii chiar nu-și permit să facă niciun fel de greșeală, pentru că e foarte important permisul, în sensul în care să te poți deplasa, chiar dacă au foarte bun sistemul de transport în comun. Au pus enorm de multe camere peste tot. Da. Anglia, cred că are cel mai multe camere, nu exagerez, poate chinezii să aibă mai mult, da? Și atunci, ce înseamnă asta? Pentru că poliția nu trebuie neapărat să fie proactiv, că este și permanent, vezi radare peste tot la pistol sau, eu știu, pentru viteză că se circulă. Chiar dacă e limitat la 70 de mile pe oră pe autostradă, 110, și, în primul rând, sancțiunile, da? Dacă ai depășit 160 km, riști să nu mai ai permis niciodată. Niciodată, exact. Sancțiunile sunt foarte importante, amenziile. Încep de la 100 de lire și se poate până la 5.000 de lire, gândiți-vă. Asta e la... că avem și noi legislație noi... care te ajută nu să avem la nu, nu avem la nivelul ăsta și apropo de amenzi, punctul de amendă din rațiuni populiste electoraliste a rămas la valoarea din 2016. Adică, știți, da, salariul minim a tot fost crescut, acum e vreo 3.000 și ceva de lei, dar punctul de amendă tot referitor la salariul minim de 1.400 de lei. De ce? Păi să nu deranjăm lumea. Păi aia pe care nu vrei să-i deranjezi, aia îi omoară pe alții, pe șosele. Este o lipsă de responsabilitate politică uluitoare, scandaloasă. Florian, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Bună dimineața! Mă rog, ascultându-i pe cei care au vorbit până acum, e greu să mai vii cu chestii noi, pentru că lucrurile importante din punctul meu de vedere s-au spus. Aș mai adăuga două lucruri însă. E o chestiune legată de numărul persoanelor care dețin carnet de șoferi. Însă că n-am văzut o statistică, am căutat la un moment dat, în urmă cu ceva timp, nu am găsit, dar tind să cred că noi avem cu mult mai mulți șoferi la 1000 de locuitori sau la 1000 de locuitori decât au celelalte țări. Asta pentru că și la noi se dau carnetele de șoferi destul de ușor. Mă îndoiesc. Și multe dintre ele
unor persoane care nu ar merita, pe motiv, dacă vreți, de analfabetism funcțional. Nu sunt capabil să citească, să înțeleagă codul rutier, dar, păi, mă rog, să înțeleagă modul care în care trebuie să se comporte într-o... cred că examenul și acordarea carnetului de șofer, examenul de pentru acordarea carnetului, să fie un pic mai serios și penal. Mulțumesc. Da, ar poate zice, cu siguranță. Bun, deci cam toată lumea pare să fie de acord cu ce ar trebui făcut. Legislație mai clară, mai severă, aplicarea legislației respective, educație. De ce nu se întâmplă lucrurile astea? Știm ce trebuie făcut cu toții, știu și politicienii. De ce credeți că nu fac asta? Gândiți-vă la asta azi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.